Kremlinul a confirmat astăzi retragerea parțială a trupelor ruse de la granița cu Ucraina, dar a acuzat Occidentul că încearcă să-și consolideze securitatea în detrimentul Rusiei. Vladimir Putin a asigurat că Rusia nu vrea război și dorește să continue lucrul în comun cu Occidentul asupra securității europene și pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situația din estul separatist prorus al acestei țări drept un genocid. Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. Într-o conferință de presă comună la Moscova cu cancelarul german Olaf Scholz, liderul de la Kremlin a confirmat retragerea parțială a trupelor ruse de la granița cu Ucraina, dar a acuzat totodată Occidentul că nu a venit cu un răspuns constructiv la cererile Rusiei privind securitatea europeană. Moscova nu poate închide ochii la modul în care Statele Unite și NATO tratează principiul indivizibilității securității, a subliniat Putin. El și-a exprimat în mod special nemulțumirea față de situația din cele două republici separate. Separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetsk și Lugansk, unde în opinia sa are loc un genocid și a insistat că acest conflict să fie soluționat în cadrul procesului de pace prevăzut de acordurile de la Minsk. Cancelarul german Olaf Scholz, care luni a fost la Kiev înainte să vină la Moscova, a declarat că președintele ucrainean Vladimir Zelensky i-a promis că va prezenta actele normative privind statutul special al Donbasului, scrie Reuters. Deputații ruși au votat marți un apel adresat președintelui Putin de a recunoaște independența celor două republici care compun Donbasul.